Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii ONG Express. Numele meu este Alice Poenaru. Astăzi voi fi gazda dumneavoastră într-o amplă incursiune în lumea ONG-urilor. O avem alături de noi pe Elena Calistru, președinte Funky Citizens. Mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Elena, te rog să ne povestești când a luat naștere Funky Citizens. Funky Citizens s-a născut scriptic pe 22 mai 2012, dar ne-am lansat câteva luni mai târziu, pe 9 decembrie. A fost o coincidență plăcută pentru noi, pentru că era și Ziua Internațională Anticorupție și era și ziua în care erau alegeri parlamentare în România. Și acest lucru ne-a făcut cumva să profităm de ziua aceasta simbolică pentru arăta lumii că ne dorim să contribuim într-un fel la această luptă împotriva corupției. Care a fost povestea din spate? Eu sunt ONG-istă de când am ieșit de pe băncile facultății. Mi-am dorit foarte mult să practic un alt fel de civism, să spunem. Foarte multe organizații din România, foarte multe organizații neguvernamentale din zona aceasta de transparență, bună guvernare, fac o treabă excelentă, dar în general sunt înclinate către zona de advocacy sau zona de studii, cercetări și așa mai departe. Mi-am dorit mult să merg mai la firul ierbii, mai grassroots. Și în acest fel am început să caut. Mi-am dat seama că pe piața din România nu există un ONG care să facă toate lucrurile pe care mi le imaginam eu că aș vrea să le facă, și anume și să fie grassroots, să folosească și date din sistemul public, dar să mai folosească și tehnologia. Și atunci m-am gândit că cel mai bine ar fi ca, dacă nu există ceva, să mă pun să-l fac. Am scris un proiect pe tema aceasta, l-am trimis către o fundație din Polonia, o fundație regională, School for Leaders Association, și am obținut un fellowship cu care practic am avut banii de startup pentru acest proiect. Care este misiunea? Misiunea noastră este să găsim și să aducem alături de noi și alți funky citizens. Asta însemnând că ne imaginăm niște cetățeni care sunt responsabili și la rândul lor cer responsabilitate. Vorbim despre niște cetățeni care folosesc tehnologia și social media, toate instrumentele lumii moderne, pentru a pune presiune pe clasa politică și pentru a genera această schimbare și această bună guvernare în spațiul public. Deci, practic, vă adresați unei alte clase, clasei care folosește tehnologia și nu... Cu siguranță ei sunt grupul nostru, țintă prioritar, dar în același timp, de fiecare dată am încercat cumva să combinăm abordările online cu cele offline, pentru că oricât de mult mi-ar plăcea mie sau colegilor mei să folosim tehnologia, să folosim tot ce înseamnă open data sau social media în proiectele noastre, între timp am învățat că fără a avea un contact direct cu cetățenii nu o să facem atât de multe pe cât ne-am dorit. Motiv pentru care în grupul nostru țintă între timp s-a mai lărgit. Și vorbim de, nu știu, copii de liceu, de la copii de liceu până la tineri pensionari, cum ne-a scris o doamnă foarte, foarte simpatică. Grupuri țintă, în general, ignorate, dacă ne gândim la tinerii pensionari, și care totuși au dorință și poftă de a face, de a da înapoi societății. Și astfel încercăm cumva să ne păstrăm o abordare unitară, dar în același timp admițând faptul că pentru acțiunile noastre e posibil să fie nevoie de un pic mai mult. Spune-ne, te rog, pe scurt, care sunt obiectivele Funky Citizens? Obiectivele noastre sunt de a genera schimbare prin tehnologie în trei domenii prioritare.
vorbim despre zona de cheltuirea banilor publici sau gestionarea banilor publici în general. Vorbim despre zona de servicii publice pentru cetățeni, prin care noi înțelegem și administrație publică, dar și justiție. Și vorbim de zona de a fi cetățean al orașului, de fapt, și de a te implica în viața cetății. Și pentru că noi suntem în București, vorbim despre viața cetății noastre de aici, viața Bucureștiului. Aveți o strategie după care funcționați? În principiu, aceste direcții se află în strategia noastră pe 2014-2020, prin care, dincolo de aceste trei domenii prioritare, ne-am propus niște acțiuni de advocacy ceva mai concrete. Ne dorim, de exemplu, foarte mult ca pe zona de cheltuire a banilor publici să dispară din vocabularul curent cuvântul contribuabil și el să fie înlocuit de cuvântul finanțator. Noi credem că și cetățenii obișnuiți sunt la fel de importanți finanțatori ca FMI, precum Comisia Europeană sau Banca Mondială. Dar strategia noastră pe aceste trei direcții este concentrată și poate fi consultată pe site-ul nostru. Spune-mi, te rog, care sunt instrumentele sau, cum îmi place mie să spun, armele cu care luptați sau pe care vă bazați? Prima armă pe care ne bazăm nu ar fi online-ul sau instrumentele online, cum s-ar părea la prima vedere, ci oamenii din jurul nostru. Am fost foarte norocoși de la început să avem alături de noi, fie sistem de voluntariat, fie pur și simplu colaboratori, care au investit extrem de multă energie și entuziasm în munca noastră. Și credem că prin ei și prin munca lor am reușit să ajungem la mai multă lume și cumva să creștem mai mult decât am fi putut doar noi. De asemenea, ne-a bucurat foarte tare faptul că în ultima vreme ceea ce un ONG numește constituency, baza noastră de susținători, a crescut destul de mult și știm că ne putem baza pe ei, că ei sunt arma noastră în acțiunile, da, și în acțiunile de advocacy către parlamentari, spre exemplu, faptul că știm că nu trimitem doar noi o scrisoare deschisă, de exemplu, sau o solicitare sau un amendament, ci că o trimit și alte câteva sute de oameni, este foarte important. Important ca impact și important pentru noi pentru că simțim că facem ceva relevant și pentru alții. A doua armă importantă e reprezentată evident de instrumentele online pe care încercăm să le folosim aproape în fiecare proiect și aici ne bazăm pe sprijinul unor programatori foarte talentați, cum ar fi, nu știu, Andrei de la Fundația CEATA, cu care am colaborat acum 2 ani și care a rămas pe parcurs alături de noi. Aceste instrumente ne ajută să ajungem într-un timp foarte scurt și cu costuri mult reduse la un număr mare de oameni, ceea ce e din nou important pentru noi ca ONG. Iar al treilea instrument prioritar este reprezentat de folosirea datelor și de tot ceea ce ține de și de angajamentele asumate de România în cadrul Open Government Partnership, adică utilizarea datelor din sistemul public, pentru că noi credem foarte mult în faptul că tot ce iese ca acțiune din organizația noastră ar trebui să fie bazat pe date reale, după cum ne-am dorit ca și ce iese din sistemul administrației publice să fie la fel. Și transparent. Transparent și bazat pe date, nu pe păreri sau pe ce ne imaginăm noi că ar fi util pentru societate. Pentru cei care vor să afle mai multe despre Funky Citizen, spune-ne, te rog, care sunt cele mai importante proiecte pe care le desfășurați acum. Primul proiect cu care ne-am și lansat și pe care l-am ținut în viață este banipierduți.ro. E un proiect care își propune să îi atenționeze pe cetățeni că degeaba plătesc taxe și impozite
Și degeaba se plâng de corupție sau de proastă cheltuirea banilor publici, atâta vreme cât nici ei nu știu unde se duc banii pe care ei îi plătesc prin taxe și impozite. Iar site-ul asta face, cumva încearcă să explice de o manieră simplificată și logică ce se întâmplă atunci când plătim taxe și impozite. Mai precis, oamenii intră acolo, văd pe de o parte cum se împart banii de la nivelul bugetului de stat, banii de sănătate, banii de asigurări sociale, văd cum se împart banii la nivel local, de exemplu, dar pot să-și introducă și veniturile lor lunare și să afle pe ce anume se duc exact. Ce sumă este redirecționată. Exact. De asemenea, pe acest site avem și un simulator bugetar. E un instrument prin care noi cumva încercăm să-i educăm pe oameni asupra faptului că legislația din România le permite să se implice în felul în care arată bugetele. Fie că vorbim de bugetul de stat, fie că vorbim de bugetele locale. Acest simulator bugetar încearcă să pună la oaltă mai multe opțiuni de politică publică. Ce se întâmplă dacă, spre exemplu, la sănătate adăugăm bani la, nu știu, salariile medicilor? Ce se întâmplă dacă tăiem din investiții? Și așa mai departe. Ideea simulatorului este ca cetățenii să înțeleagă că oricât de mult ne-ar plăcea în tuturor să fie mai mulți bani pentru sănătate, pentru educație, pentru infrastructură, din păcate, acea găleată unde se adună banii noștri este o găleată care are o sumă limitată. Da, un fund gros. Exact. Și că fiecare dintre aceste opțiuni înseamnă că trebuie să ne asumăm, că trebuie, de exemplu, dacă tăiem de undeva, să adăugăm undeva și așa mai departe. Acesta este proiectul pe zona de bani publici. Mai avem un proiect la care ținem extrem de mult și unul dintre cele mai recente lansate de noi, se cheamă onorateinstanțe.ro. Am încercat de asemenea să luăm toate aceste date din sistemul judiciar și să le facem mai pe înțelesul cetățenilor. Pentru că deși la televizor adesea vedem despre nu știu, procurori, cazuri de corupție și așa mai departe, majoritatea proceselor din România, 80% aproximativ, sunt procese care sunt ce țin de dreptul civil, deci care privesc oameni ca tine, ca mine, ca părinții noștri și așa mai departe. Am încercat pe această platformă să le oferim informații despre toate instanțele din România, să vadă cam în principiu cât durează în medie până primesc o soluție de la respectiva instanță, cam care sunt șansele lor dacă se duc și fac apel sau recurs la instanța superioară. Și, de asemenea, am încercat să le oferim instrumentul prin care să înțeleagă această limbă destul de complicată pentru noi, adică legaleza, cum îi spunem noi, și să aibă o imagine mai simplificată, nu neapărat simplistă, dar mai inteligibilă asupra cum funcționează sistemul de justiție. De asemenea, alt proiect la care am fost foarte bucuroși să vedem că avem un feedback extrem de bun este Factual.ro. E un proiect inițiat de un grup de experți, Funky Citizens a preluat proiectul abia în această vară. E uimitor că acest grup de experți nu doar că a rămas împreună, ci s-a și lărgit cu alții din alte domenii și vorbim de prima inițiativă de fact-checking din România. Ceea ce înseamnă că luăm la puricat declarațiile politicienilor și verificăm, din punct de vedere factual, cât adevăr și cât neadevăr există în respectivele declarații. Asta mă face să-mi amintesc că Joe Biden, parcă, v-a lăudat într-unul dintre interviurile sale cu privire la această inițiativă. Da, așa este. La discursul vicepreședintelui american în București am fost invitați și noi o parte din echipa de experți din cadrul, din jurul proiectului și am fost foarte uimiți să auzim că laudă tinerii care țin checătoane, cum numim noi maratoanele de fact-checking, în timpul weekendurilor și am rămas foarte uimiți
eram cu toții foarte intrigați, dar ne întrebam, ai auzit și tu, nu? Da, da, am auzit și eu. A fost, în mod evident, o mare onoare. Onoare mai ales că ne-a îndemnat să facem fact-checking și pe discursul dânsului, ceea ce am și făcut. Spune-mi, te rog, de unde vine motivația acestor proiecte? În primul rând ne uităm la problemele pe care le întâlnim noi. De exemplu, proiectul Bani Pierduți a pornit de la faptul că mi-a venit o hârtiuță acasă de la ANAF, prin care mi se spunea că trebuie să mai plătesc niște bani în plus. Am tot încercat să aflu de ce și ce se întâmplă cu banii aceia, nu am reușit să aflu. Peste o săptămână mi-a venit notificare că mi-a crescut suma datorată pentru că au intervenit și penalizările, m-am dus și am plătit-o, dar mi-am promis în acel moment că voi încerca să aflu ce se întâmplă. Unde se pierd banii. Exact. Și cred că despre același lucru vorbim în cazul tuturor proiectelor derulate de noi. Vorbim despre nevoi pe care le observăm noi ca cetățeni, în primul rând, și în al doilea rând despre probleme pe care ni le semnalează oamenii din jurul nostru. Că multe dintre acțiunile noastre, dincolo de aceste proiecte, sunt de tipul hit and run, adică observăm o problemă, reacționăm la ea, încercăm să rezolvăm, sau de rezolvat e destul de greu ca ONG să rezolve, dar poți să atragi atenția asupra problemei respective. Și în felul ăsta încercăm cumva să răspundem așteptărilor sau nevoilor cu care oamenii vin la noi. Știu că v-ați implicat semnificativ în campania electorală de anul acesta și aș vrea, te rog, să ne spui în ce a constat această implicare. Din fericire, pentru noi nu ne-am implicat politic. Dar, într-adevăr, ne-am implicat destul de mult. Am avut două direcții de acțiune. Prima dintre acestea a fost de a folosi platforma Factual pentru a vedea, pe de o parte, înainte de turul 1 al alegerilor, cât din programele electorale ale candidaților este factual, cât e posibil din perspectiva atribuțiilor constituționale ale președintelui, sau și cât este promisiune. În al doilea tur, între turul 1 și turul 2, am avut maraton de fact-checking pe dezbaterile dintre cei doi candidați în timp real, ceea ce a fost și o provocare, dar și o mare bucurie, pentru că am reușit să ajungem la sute de mii de oameni, 200 de mii de oameni, ceva de genul acesta. Lucru care ne-a arătat cumva că oamenii au nevoie ca în tot acest bla-bla din spațiu public să afle, păi, până la urmă, care e adevărul. Iar în turul 2 al alegerilor, în ziua turului 2, am organizat alături de colegii de la Expert Forum un call center pentru alegători și pentru observatori din țară, prin care puteau obține asistență juridică gratuită în ziua votului, mai ales că experiența primului tur ne-a arătat că în diaspora mulți cetățeni români nu au putut vota. Atunci, după primul tur, noi am fost alături de alți oameni la un protest în fața MAE, după care ne-am întors acasă și văzând că problemele din străinătate sunt și mai mari decât ne imaginam, am pus mâna, am făcut niște modele de plângere penală pe care le-am pus la dispoziția oamenilor. Ne-am gândit că în turul 2 se va întâmpla probabil același lucru, pentru că făcusem un calcul și am văzut că nu vor putea vota atâția oameni fizic, nu exista timpul sau spațiul. Și le-am oferit de asemenea și în acest tur 2, dincolo de informații punctuale despre unde pot suna, ce pot face, și aceste instrumente de tipul sesizărilor și plângerilor penale. Dar a fost în principiu o mare provocare pentru noi să cumva să atragem atenția și asupra faptului că și în țară sunt foarte multe probleme, pentru că votul din străinătate, evident, a avut
cea mai mare acoperire, atât online cât și în media tradițională. Ori aici, în țară, în multe comune, dar și în orașe, au fost niște probleme grave, care au mers de la, nu știu, observatori scoși cu forța din secțiile de votare până la traseismul electoral. Traseism, primari care au venit și au luat sacii de voturi și au plecat, cu ei. Deci, da. Cum ați încercat să conștientizați electoratul? Am avut și, alături de această acțiune de a oferi informații în timp real, oarecum, despre campanie, despre candidați, prin intermediul instrumentelor online, am avut și un fel de mini-campanie, să o numesc, de conștientizare, prin care am distribuit niște infografice, e mult spus infografice, am folosit niște instrumente accesibile, colorate, simple, pentru a explica oamenilor ce drepturi au, ce obligații au, cum li se anulează votul, de exemplu, informații utile care cumva îi făceau să se ducă informați acolo la vot, iar asta pentru cei care hotărâseră deja să meargă la vot. Pentru cei care nu hotărâseră deja să meargă la vot, cred că meritul nu este neapărat al nostru, cât este al tuturor prietenilor care și-au sunat prieteni și care i-au îndemnat să iasă la vot. Acolo cred că a fost vorba, de fapt sunt convinsă că a fost vorba de o realitate pe care noi ne bucurăm să o vedem, și anume faptul că spiritul civic, sună clișei, dar despre asta e vorba, spiritul civic în România este în creștere. E extraordinar și noi suntem cei mai fericiți, primii bucuroși că se întâmplă acest lucru. Deci, ca o concluzie, ați reușit să conștientizați electoratul și să îl responsabilizați prin exercitarea votului în urma campaniei pe care ați avut-o și a proiectelor pe care le-ați desfășurat. Noi așa sperăm. Acum e de cumva e ceea ce cetățenii ar trebui să transmită despre noi. Vorbeai despre Factual anterior. Ca și instrument, a reușit Factual să transmită informații de interes public pentru alegători? A reușit să convingă o parte din electoratul care nu era convins? Sau a reușit să îndrepte un electorat nehotărât către o anumită direcție? Cred că Factual, în primul rând, prin faptul că și-a menținut obiectivitatea, a arătat că oricât ne-ar displăcea sau oricât ne-ar plăcea, dacă suntem de o parte sau alta a baricadei politice, toți politicienii, indiferent de zona din care vin, tind să nu fie foarte atenți la declarațiile lor. Și cred că pentru publicul Factual, cel mai important a fost că au reușit să aibă această informație obiectivă. Și știm că a fost o informație care a fost de folos pentru ei, pentru că în zilele de dezbateri am primit niște reacții extraordinare, de tipul wow, mulțumesc, asta trebuia, sau dar de ce nu pun live text la dezbaterile televizate acolo în colț și Factual ca să vadă lumea în timp real ce se spune este real. Credem că am ajutat oamenii să ia niște decizii informate, dar cred că nu este rolul nostru să îi convingem pe nehotărâți, ci cred că e mai curând rolul nostru de a oferi acel spațiu în care oamenii știu că dacă nu sunt siguri despre veridicitatea unui anumit număr pe care un anumit candidat îl avansează, pot să mă duc acolo și să aflu dacă e adevărat sau nu. Pentru noi este valoarea adăugată a proiectului.
Pentru cei care ne urmăresc, sunt sigură că ar avea o curiozitate, și anume, de unde vin finanțările voastre ca și organizație? Finanțările au început să vină destul de încetişor. Mare parte din muncă e în continuare voluntară. Dar am avut granturi de la... Primul grant a fost de la Ambasada Statelor Unite prin Restart Romania. Am avut grant de la Ambasada Canadei, de la Fundația Konrad Adenauer, Stiftung, care sunt niște mari susținători și e extraordinar că au o fundație atât de serioasă a reușit să susțină, nu doar să financeze proiecte inovative. De la FDSC suntem parteneri în proiecte finanțate de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Iar, mă rog, lista tuturor finanțatorilor se află pe site-ul nostru, în rapoartele anuale, dar lucru care ne bucură pe noi cel și cel mai tare în materie de finanțatori pentru proiectele noastre este că au început cetățenii să ne doneze bani. Pentru noi asta este o onoare și o sursă de responsabilizare, evident, pentru că, dincolo de cei 2%, oamenii obișnuiți pe care nu-i cunoaștem, nu știm cine sunt, au început să doneze. Susțin cauza. Exact. Și asta, dincolo de a fi un sprijin financiar pentru activitățile și proiectele noastre, este o dovadă că facem bine ce facem. Poate e și o atenționare, că vedeți că poate ar trebui să faceți un pic mai bine, uitați de aici niște resurse să faceți mai bine, dar în principiu pentru noi înseamnă faptul că suntem relevanți pentru oamenii aceștia și că nu suntem doar niște oameni care își imaginează din spatele unui laptop că niște lucruri ar trebui făcute într-un anumit fel. Asta ne bucură cel mai tare, că avem acest constituency care nu doar că e dispus să ne dea un like sau un share, ci este dispus să ne susțină în toate felurile posibile. Inclusiv ne-a scris un domn care ne-a spus că ne pune la dispoziție un apartament. A fost așa? Ok, mulțumim! Dacă o să avem nevoie, vă anunț. Da, e extraordinar ca, de fapt, ca mod de a-ți măsura impactul și de a-ți da seama dacă faci sau nu bine ceea ce faci. Povestește-mi, te rog, care sunt aparițiile media de care v-ați bucurat până la acest moment? Ca și răsplată a acțiunilor pe care le întreprindeți. Am fost destul de bine acoperiți în media încă de la început, încă de la lansarea proiectului Bani Pierduți. În principal pentru că am avut acest sprijin, din nou, nu doar financiar, ci și moral, de promovare al celor două ambasade. Aparițiile noastre inițiale au fost mai mult în zona televiziunilor de știri, iar în ultima perioadă, în perioada campaniei electorale, am avut un parteneriat cu Gândul pentru Factual, dezbaterile celor doi candidați, iar pe 1 decembrie am avut parte de un reportaj la ProTV. Platforma online Bani Pierduți face parte din cele 5 proiecte selectate pentru România, Restart România, inițiat de Ambasada SUA. Am observat că, am citit că acest proiect își propune să centralizeze cheltuielile publice ale autorităților. Aș vrea să ne povestești mai multe despre acest proiect. Știu că l-ai menționat anterior, dar aș vrea să ne povestești mai multe despre proiect. Proiectul inițial, după cum povestisem pe scurt și mai devreme, era gândit ca o modalitate de a explica pe înțelesul cetățenilor niște cifre mari în care majoritatea dintre noi nu înțelegem nimic. E foarte greu să te uiți pe tabele întregi de numere și de denumiri de tipul cheltuieli de capital. Ce înseamnă cheltuieli de capital? Am încercat, deci, cumva să simplificăm această informație, iar în ultima vreme ne-am concentrat destul de mult și testăm variante pentru a
merge și mai în profunzime pe ce înseamnă cheltuieli publice, și anume pe zona de cheltuieli de la nivelul bugetelor locale. Am început cu bugetul Primăriei București, pe care am și realizat o analiză destul de extinsă, aș spune eu. Și încercăm să folosim, de fapt, platforma, unul, pentru a educa cetățenii cu privire la aceste chestiuni legate de bugete, dar în primul și în primul rând încercăm să ne ducem către autorități, să le convingem să fie mai transparente și să facă dezbateri publice pe bugete. Asta este marea noastră dorință și marea noastră provocare, de fapt, de a convinge pe cei din instituțiile publice că, știți, legea trebuie respectată, pentru că în lege se specifică acest lucru, că dacă este solicitată o dezbatere publică, ea ar trebui organizată. Și credem că cetățenii știu foarte bine care ar putea fi prioritățile comunităților, iar proiectul cam în direcția aceea vrea să se ducă. După această etapă inițială de educare-informare, credem că miza lui este să îi facă pe cetățenii să își exprime opțiunile, prioritățile și să le ducă mai departe către decidenții politici. Crezi că această inițiativă poate să schimbe treptat percepția noastră asupra instituțiilor publice? Eu așa mi-aș dori. Din păcate, cred că mai e nevoie și de voință din partea cealaltă a instituțiilor publice de a schimba felul în care sunt percepuți de către cetățeni. Dar în același timp, ceea ce am observat în ultimii ani este că în fiecare instituție există și oameni absolut extraordinari care își fac cu profesionalism treaba și care încearcă și din interior să schimbe lucrurile, să le facă mai transparente. Sunt oameni care se consultă cu societatea civilă, sunt oameni care răspund mai repede decât le spune termenul legal, că ar trebui să răspundă în 10 zile. Sunt oameni care răspund și în 24 de ore. E o schimbare și în zona de administrație publică și cred că ea se simte pe alocuri. Știu că în 27 februarie anul trecut ați inițiat către Comisia Comună a Camerei Deputaților și Senatorilor o cerere pentru elaborarea propunerii legislative cu privire la revizuirea Constituției într-un mod cât mai transparent. Ați reușit să schimbați ceva? Ați reușit să... A fost bine primită această inițiativă de către Camera Comună? Da, a fost o inițiativă realizată cumva așa, mai curând pe principiu, hai să încercăm și asta. Spre surpriza noastră, rezultatul a fost că am fost invitați, eram o coaliție de 20 de ONG-uri și că am fost invitați la lucrările comisiei, care până atunci fuseseră închise pentru ONG-uri sau pentru alți actori care ar fi putut fi interesați de ce se întâmplă acolo. Partea bună a fost că, da, am avut acest rezultat, dar și că unul dintre cele 4 amendamente pe care le propusesem noi a fost trecut în draftul Constituției. Nu știm ce se va mai întâmpla cu acel draft, dar asta este altă poveste și nu... Într-un fel nu mai ține de noi ce se întâmplă mai departe. Spre final aș vrea să ne povestești, te rog, care sunt proiectele de viitor ale Funky Citizens? Pot să spun că ne-am asumat că aceste proiecte pornite acum vor continua și în perioada următoare, pentru că ținem mult la ele și credem că n-am apucat decât să mutăm acolo un milimetru din colosul pe care încercăm să-l împingem mai departe. Dar ne propunem de asemenea și proiecte noi. Ne dorim mult să lucrăm
cu asociațiile de proprietari, de exemplu. Credem mult în cetățeni funky la bloc, care să revitalizeze cumva viața de blocatar, cum numim noi. Credem că spiritul civic, în primul rând, acolo ar trebui să se manifeste. Deci ne dorim mult să lucrăm pe zona aceasta. Ne dorim mult să lucrăm pe zona de tradus în continuare lucruri complicate pe înțelesul cetățenilor. Visul meu personal și mă bucur că parte dintre colegii mei sunt părtași la acest vis, este de a avea, de exemplu, o constituție într-un format foarte, foarte o să folosesc niște cuvinte mai puțin academice, dar foarte fancy, astfel încât fiecare domnișoară, de exemplu, să-și dorească să poarte constituția în poșetă. Îmi doresc foarte mult ca acest obiect în care rezidă drepturile și libertățile noastre să fie purtat permanent. Da, și permanent și cu mândrie și să fie și cunoscut. Exact. Că degeaba îl purtăm dacă nu știm... Da, eu am mai văzut situații în care la coafor doamnele începuseră să povestească despre care e circuitul unei decizii a Curții Constituționale. Deci eu cred că se poate și cred că cetățenii din jurul nostru sunt mult mai inteligenți decât își imaginează o mare parte din clasa politică. Și mai cred că problema nu e neapărat una legată de apatia cetățenilor, ci o problemă legată de faptul că lucrurile sunt, nu știu dacă voit sau nu, sau din obișnuință, spuse mult prea complicat. Sunt lucrurile cu adevărat importante, ce țin de drepturi, ce țin de ce poți face tu ca cetățean, se pot spune și mult, mult mai simplu. Elena, îți mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră. Mult succes în continuare. Și eu mulțumesc. Numele meu este Alice Poenaru. Mulțumesc frumos că ne-ați urmărit. Să aveți o după-amiază plăcută și un weekend liniștit.